Ne aflăm din nou într-un punct critic și avem fiecare dintre noi de făcut o alegere fundamentală pentru viitorul nostru, pentru sănătatea noastră și a celor dragi. Depinde de conștiința fiecăruia dintre noi dacă vom câștiga această bătălie fără precedent pe care o purtăm de atâtea luni. Haideți să încercăm în acest moment, eu știu de cum până dacă vreți, să reașezăm o abordare a tot ce înseamnă respectarea unor reguli. Fiecare trebuie să-l gestionăm în mod particular. Suntem într-un moment în care fiecare trebuie să conștientizăm că doar de noi depinde viitorul sănătății acestei națiuni. În cea mai neagră zi a pandemiei, aceleași mesaje dramatice, aceleași apeluri fierbinți la conștiință și la respectarea regulilor ca la începutul pandemiei. Doar că acum nu mai suntem la începutul pandemiei, suntem 7 luni mai târziu. Decesele au trecut de 80 într-o zi, infectările se apropie de 3.000, iar peste jumătate din paturile de terapie intensivă sunt ocupate. O să vedeți ceva mai încolo, ministrul sănătății spune că sistemul de sănătate încă rezistă. Încă! Tot el ne spune că medicii sunt tot atâția ca acum 7 luni. Și atunci, ce au făcut autoritățile pentru sistemul sanitar ca el să fie capabil să reziste în fața acestui moment care putea fi anticipat? Dacă vedem că nu există conformare suficientă și nici nu vrem, și e perfect de înțeles, să ținem din nou lumea închisă în case, care sunt măsurile paralele prin care sistemul medical să poată face față și neconformării și libertății de mișcare? Dacă după atâtea luni de apeluri vedem că nici conformarea și nici conștiința de care vorbește șeful statului, de exemplu, nu funcționează, ce e de făcut? Ce anume ar putea funcționa totuși? Vorbim despre toate astea imediat. Sunt restricții în București începând de azi, restaurantele și cafenelele la interior, barurile, cluburile, discotecile s-au închis. La fel teatrele și cinematografele, la fel cazinourile și sălile de jocuri, cu excepția jocurilor de pariuri și loterie în care doar se plasează bilete. Purtarea măștii e obligatorie la 50 de metri în jurul școlilor. Au început și polemicile, de ce sălile de spectacol și nu unitățile de învățământ? De ce nu ai voie în restaurant, dar ai voie în secția de votare? Sau cât va mai trece până la o nouă carantină, dacă tot ne-a anunțat președintele că sunt posibile izolări locale? Răspunsuri de la prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, prezent în studio. Bună seara, domnule prefect! Bună seara! De ce Horeca, de ce teatrele, de ce nu școlile sau transportul în comun? Se întreabă foarte multă lume de câteva zile. Dacă am stabilit sau n-am stabilit care sunt focarele, mai precis. Vreau să fac precizarea din capul locului că am primit un set de recomandări de la Direcția de Sănătate Publică. Ea a constatat că în sistemul Horeca, cum l-ați denumit dumneavoastră, adică în restaurante, cafenele și mai ales discoteci și cluburi, se constată o posibilă răspândire a virusului COVID. Drept care s-au luat aceste măsuri. Știu că sunt supărătoare pentru patroni, dar pentru siguranța noastră este nevoie de această măsură. Dincolo de supărarea patronilor, și mai, dacă rămâne permiteți, mai fac o precizare. Da, chiar vă rog. Au rămas în vigoare toate acțiunile Horeca pe terase și în spațiu liber. Au rămas în vigoare toate vânzările pe care le fac cu livrarea acasă sau cu prezentarea cumpărătorului la ei și luarea în pachetului. În regim de take-away, cum se spune. Take-away, da. La pachet. Pe de altă parte însă, multă lume e conștientă că vremea frumoasă nu o să mai țină foarte mult și că asta afară la terasă nu mai e o opțiune neapărat. Dar dincolo de nemulțumirea patronilor, că nu suntem aici pentru nemulțumirile punctuale ale unora și altora, ci pentru a răspunde unor întrebări generale, dacă vreți, în societate. În cazul de față, referitoare la București. De ce, dacă n-a existat această precizare foarte clară despre care sunt focarele sau dacă există niște statistici care spun că focarele sunt mai degrabă căminele de bătrâni sau spitalele sau anumite unități de producție foarte aglomerate, fabrici să zicem, lumea se întreabă de ce s-a intervenit asupra acestor unități. De ce nu la școală, de exemplu?
Am făcut precizarea că la restaurante, cafenele, deci tot ce ține de Horeca, posibilitatea răspândirii acestui virus este mult mai mare. Am văzut și eu la televizor, pe un post de televiziune național, făceau precizarea că, domne, la Horeca a fost un singur focar. Da, e adevărat. Deci au fost 3 ospătari și 2 bucătari și acesta a fost focarul. Alte focare nu au fost. Noi ne gândim la, de fapt, DSP-ul s-a gândit la faptul că în toate aceste adunări oamenii beau, mănâncă și ajung la un moment dat să se apropie fizic. Și ăsta este un mod de răspândire. La aceasta s-au referit, nu la faptul că în Horeca sunt focare la modul că se îmbolnăvesc angajații lor. Deci cred că ar trebui făcută precizarea că e mai degrabă vorba de condițiile de transmitere care sunt mai propice într-un spațiu cum e un restaurant închis sau o cafenea, la răspândire. Nu? Da. Decât că lucrătorii din zonele respective sunt potențiali transmițători. Asta poate ar fi... Lucrătorii chiar nu sunt potențial transmițători, fiindcă ei poartă mască. Ei au obligația că atunci când vin cu mâncarea, când iau comanda, să aibă această mască. Dacă tot ne uităm la datele astea pe care le-am afișat și pe ecran acum, că statistic, că acele cămine de bătrâni sau spitale, unități medicale sunt într-adevăr focare, adică acolo lucrurile chiar originează acolo, cum ar veni, și se multiplică foarte repede în interiorul acestor unități. Acolo există o strategie de intervenție? Acolo intervine DSP-ul. Deci noi nu intervenim pe problemele Ministerului Sănătății. Ei se ocupă de aceste focare și le bănuiesc că le gestionează foarte bine. S-a discutat foarte mult, domnule prefect, despre povestea asta cu delimitarea zonei din jurul școlilor unde e obligatorie masca. De când a început școala, cred că nu e un secret pentru nimeni, părinții și elevii și profesorii au constatat cam ce se întâmplă. Copiii stau disciplinați în bănci, sunt supravegheați să nu iasă în pauze, să nu interacționeze, chiar cu sacrificii am putea spune, pentru că trebuie să poarte masca, a fost și foarte cald. Numai că odată ce ies pe ușa școlii... Poartă. Însă, fac precizarea, acolo erau foarte mulți părinți și foarte mulți copii. Uh-huh. Și atunci, ca să se prevină această situație, am impus această limită, să spunem. Ieri am prevăzut-o de 100 de metri. Urmarea faptului că mulți vecini din preajma școlilor au spus, domnule, dar eu ies la poartă și trebuie să port mască, ne-am gândit cât de utilă este această distanță și atunci am redus-o la 50 de metri. Sunt alte județe în care s-a menținut această măsură de 100 de metri. Era așa la să fie 100 de metri și vecinii respectivi să poartă mască? Acum stau și mă întreb sigur. Păi vedeți, în momentul în care impui o asemenea măsură și dacă... Adică te afli în apropierea unei școli. Asta exact, e regula, nu? Așa cum încetinești cu mașina în apropierea unei școli, la fel... S-a eliminat această... Nu s-a eliminat, s-a redus limita la 50 de metri de la poarta școlii. Aceasta a fost. Referitor la ieșire, să știți că la ieșire s-a constatat că copiii ies cu mască, fiindcă sunt conduși până la poartă, părinții au mască în așteptare, deja sunt pregătiți. Interacțiunea aceasta deja începe să fie cumva supravegheată chiar de părinți și oricum se reduce riscul. Asta e cel mai important. N-a spus nimeni că eliminăm riscul, îl reducem. Cum vedeți, apropo de mesajele astea pe care noi le-am difuzat în deschiderea emisiunii ale președintelui și ministrului sănătății, aceste apeluri la conștiință, la spiritul civic, pentru că așa cum am zis, ele n-au încetat să fie lansate în spațiul public și cu toate astea rezultatele nu par îmbucurătoare, adică dimpotrivă, epidemia e în plină extindere. Ajută, mă întreb, apelul la conștiință foarte mult, apelul la responsabilitate din care poate fiecare înțelege ce dorește? Desigur, apelul președintelui, eu cred că conștientizează foarte multă lume. Cine poate să fie mai presus de președinte în țara asta și care să lanseze un apel către purtarea măștii, către respectarea condițiilor sanitare și distanțării fizice? Trebuie să înțelegem lucrul acesta, că dacă nu spunem stop la un moment dat și trăim cu convingeri că suntem imuni la orice boli și că suntem
intangibile, atunci nu o să reușim să ajungem la niciun rezultat. Bun, e adevărat ce spuneți, că înălțimea funcției, sigur, impune și rolul ăsta al președintelui de mediator, de partener al tuturor cetățenilor unei țări, e bine stabilit. Doar că mă întreb dacă realmente găsește ecou, dacă nu cumva ar trebui intervenit cu alt gen de măsuri, complementare acestor rugăminți și apeluri. Asta e întrebarea. Da. Dacă v-ați uitat în hotărârea 19 pe care Comitetul pentru Situații de Urgență a Municipiului București a emis-o ieri, o să constatați acolo că sunt inclusiv în năsprirea măsurilor de control în târguri, piețe, peroane, stații de autobuz, cafenele, restaurante în preajma școlilor. Trebuie să trecem deja la acțiuni concrete și cei care nu doresc să se alinieze acestor măsuri vor fi sancționați. Apropo de piețe... Și am să vă spun, am fost duminică într-un... Nu l-aș putea numi control, că n-a fost oficial. Și am văzut cum se circulă prin București, cum stă lumea în stații. Ați mers și dumneavoastră ca polițiști în civil, evident, fără să... eu sunt numai în civil. Nu, asta zic, adică fără să faceți uz de funcție. Incognito. Da. Și am văzut că în stații lumea nu prea poartă mască, unii și-au pus mască în momentul în care a sosit autobuzul în stație. Am fost în centru vechi și lumea se uita la noi, că eram 4 persoane, se uita foarte ciudat la noi, adică noi eram ciudații zonei. Deși interdicția de a umbla în centrul vechi fără mască nu a fost retrasă. Deci în momentul acesta, această interdicție funcționează. Și totuși lumea nu ține cont de ea. Și când atunci trebuie să-i constrângi cumva. Nu? Adică stau și mă întreb, e și responsabilitatea unităților respective să atragă atenția clienților sau trecătorilor? Sau acești patroni de terase spun, dom'le, nu-i treaba mea că nu vreau să-mi supăr clientul, îl las să facă ce vrea și să se comporte cum vrea ca să se oprească și să consume? Da, aici este un paradox. Vedeți, la masă trebuie să aibă o distanțare între mese, între scaune și pot să stea fără mască, că asta este situația. Mm-hmm. Ei trebuie să mănânce și să bea. De aceea se duc acolo. Dar circulația în centru vechi, fiindcă ați văzut, sunt zone în care este foarte gâtuită circulația. Exact. Și atunci e posibil ca oameni care vin și vorbesc sau tușesc să împrăște acest virus altora care vin din sens contrar. Aici e problema că angajatorii, patronii de restaurante nu pot să impună cetățenilor cum să circule pe carosabil. Ei pot să respecte doar distanțarea și în terasă și faptul că în momentul în care intră să se deplaseze la toaletă, trebuie să-și pună masca. Bun, și atunci mă întorc cumva la întrebare, dacă oamenii nu se conformează decât când văd uniforma și poate nici atunci. Dacă oamenii nu țin cont de regulile astea care spun cum trebuie să circuli sau cum trebuie să te comporți în stația de autobuz sau cum trebuie să te comporți în centrul vechi, cum să credem că vor face și ei apel la propria conștiință și se vor gândi, domnule, hai să fiu responsabil că mi-a cerut președintele sau prefectul capitalei sau ministrul sănătății? Ne-au zis că ar fi bine să fim responsabili, da. Dacă ei nu fac nici lucrurile astea, cum să spun, în vederea tuturor, dar aminte cine știe câte altele. Da, acum gândiți-vă la un lucru, domnule Mușat. Au făcut apeluri, după cum ați precizat și dumneavoastră, și președintele și ministrul sănătății. Eu sunt așa mai micuț, dar dacă observ cifrele și nici acum nu conștientizez, deci alaltă ieri, s-au afișat cifrele ieri, că întotdeauna după o zi se afișează, au fost 234 de infectați. Astăzi, după 24 de ore, sunt vreo 550. Nu știu pe de rost cifrele. Capitală, în capitală, da. Eu mă refer la capitală. Da. Așa. Numărul morților ieri a fost un record nedorit. Record, am preluat și eu sintagma, record înseamnă ceva care depășești, dar în bine. De-aia spuneam că am preluat sintagma. Iar astăzi au ajuns la 82 de persoane decedate. Mie mi se pare foarte grav, foarte grav. Și dacă nici acum nu te conștientizezi, atunci când? Probabil că mulți m-au întrebat lucrul acesta în momentul în care rata de incidență va crește. Acum era 1,86
Dacă va crește spre 2-2,5, deja autoritățile centrale, la ele mă refer, se vor gândi la niște prevederi legale cadru pe care noi, autoritățile locale, să le punem în aplicare. Mai e mult, domnule prefect, până când la București se va atinge 2 și ceva, sau poate 3? Pentru că acum avem 1,8, înțeleg, nu? 1,8 cazuri la 1000 de locuitori. Da. Da. Media, statistica. Media, da. Cât exact putem să credem că mai trece până când o să ajungem la 2? În momentul în care ajunge la 3, în momentul în care ajunge la 3, se va declara stare de urgență. Nu eu, premierul va fi obligat, măcar local, să declare stare de urgență. Și atunci, nu știu cât de confortabil va fi pentru cetățeni. Vedeți, aici mai e și o altă problemă. Cetățenii care se conformează cerințelor, da? Ar putea să-i conștientizeze pe ceilalți prin convingere, fiindcă eu, dacă mă protejez, nu știu de ce aș accepta ca altul să mă infecteze pe mine. Și atunci cred că se poate merge pe o conștientizare în sensul de a le explica. Mulți au convingeri religioase, convingeri de ordin democratic, că le încalci un drept, că de ce să stea cu masca, că sunt multe argumente, dar eu cred că se poate ajunge într-un final. Și apropo de ce spuneați și de ce a spus domnul președinte, noi vom monitoriza, vă dați seama, această situație. Noi sperăm că după vreo 2 săptămâni această creștere să fie stopată sub 3, așa sperăm, să fie stopată sub 3 și în momentul acela, după o perioadă de platou, să regreseze. Astăzi am dat dispoziție comandantului Poliției Capitalei, care coordonează toate structurile, jandarmerie, poliție locală, ITM, DSP, să facă echipe mixte și o să le vedeți deja în acțiune. Și în civil, dacă rețineți, s-a dat această dispoziție să acționeze și în civil, să identifice și să aplice măsurile în consecință. Poate că așa vom reuși să ajungem la acel platou. Vorbeați ceva mai devreme de 3 la 1000, 1,8 la 1000. După ce calculăm, domnule prefect? Pentru că, de fapt, populația București lui care e? Cea pe care oferă Institutul de Statistică? Premierul Orban spunea în urmă cu câteva zile că nu calculăm după datele Institutului Național de Statistică. După ce calculăm, mai ales în cazul Bucureștiului, un oraș atât de mare, cu o populație atât de numeroasă, nici măcar oficialii nu s-au pus de acord. Gabriela Firea, fostul primar, vorbea de 4 milioane în București. Noi știm că erau 2 și ceva. Cine ne lămurește cum calculăm rata infectărilor? Am să vă spun. Deci, populația Bucureștiului oficială este de 2.180.000. Această populație este dinainte de 1989, drept care nu este reală, să fim conștient de acest lucru. Sigur, cifra de 4 milioane mie mi se pare exagerată, dar cred că undeva pe la 2.800.000 spre 3 milioane are Bucureștiul. Ați văzut cât s-a construit în margini, peste tot unde e un petec de se construiește bine. Vorbim de oamenii care efectiv locuiesc și trăiesc aici, evident. Nu de cei care au buletin evident de București, că noi știm că asta nu mai e valabil de mult. Sunt oameni care se duc și dorm într-o comună, nu de la marginea Bucureștiului, dar își petrec 18 ore pe zi aici. Sigur, da. Nu, dar în februarie va avea loc un recensământ național și atunci vom constata și care este, după un an de zile, după ce se adună datele, vom constata și care este populația reală. Fiindcă să știți că marile metropole, București, Timișoara, Cluj, Iași, au o creștere a populației și sunt orașe care au regresat. Deci foarte multă lume plecată în străinătate, venită în București și atunci populația nu mai e aceeași. Vis-a-vis de ce mă întrebați dumneavoastră, nu știu la ce rată de incidență vă refereați dumneavoastră, că v-a spus domnul premier Orban, noi primim... A fost o declarație publică a domniei sale, când a fost întrebat cum se calculează, dacă datele INS sunt valabile. Și premierul a răspuns că nu, există altă metodă de calcul. Da, dacă a spus dânsul așa, este posibil, fiindcă eu știu că se calculează funcție de datele pe care le țin INS-ul, dar s-ar putea să nu stăpâne situația corect. Înțelegem colegii de la
Adevărul scriu că poliția primește de la DSP datele a doar jumătate dintre bucureștii plasați în carantină sau izolare pentru verificarea la domiciliu. Știți ceva despre asta? Cum funcționează relația asta? De acest lucru se ocupă DSP-ul în colaborare cu poliția, care are obligația să verifice din când în când pentru cei izolați la domiciliu, să vadă dacă sunt și acasă și n-au părăsit domiciliu. Eu n-am această informație și v-am spus, nu ne ocupăm noi de această supraveghere, că doar jumătate din cei infectați sunt declarați și controlați. Datele spun așa, poliția verifică zilnic vreo 350 de persoane. Numărul cazurilor e peste 500, cum spuneați și dumneavoastră. Da. Președintele ne spunea ceva mai devreme că e posibilă izolarea locală. Să nu ne așteptăm neapărat la închiderea întregii țări, cum s-a mai întâmplat, ci la cazuri de izolare locală. În cazul Bucureștiului, bineînțeles, fiind vorba de un oraș atât de mare, asta ridică niște întrebări, mai ales că au apărut măsurile astea care intră în vigoare de azi. Dacă se va trece la o izolare a Bucureștiului sau cât mai e până la o carantină a Bucureștiului? Păi v-am spus, mai e până la rata de incidență 3 și ceva. Atunci se poate pune problema izolării. Bineînțeles, sunt consecințe socioeconomice și sigur se mai poate reflecta și la acest lucru. Dar autoritățile centrale vor avea grijă de acest lucru, să studieze și să emită un cadru legislativ aplicabil autorităților locale. În scenariul unei carantine a Bucureștiului, ce s-ar întâmpla, ipotetic vorbind acum? Adică cum ar arăta? Pentru că n-am traversat povestea asta propriu zis. Nu? O închidere... S-a carantinat Suceava la un moment dat și, mă rog, vorbeam de un oraș infinit mai mic. E posibil, mai bine zis, haideți să întreb altfel, e posibil să închizi Bucureștiul? Nu. Este foarte dificil. Este foarte dificil, dar eu am această convingere că împreună cu autoritățile competente am luat acum măsuri de control, conștientizarea populației se va face, v-am spus, nu numai datorită mesajului transmis de unii demnitari, ci și datorită cifrelor. Și mi-este greu să cred că vom ajunge la un scenariu de acesta cu izolarea Bucureștiului. Ați vorbit însă, domnule prefect, de o posibilă izolare pe sectoare. Acum, cred că nu e un secret pentru nimeni. Bucureștiul nu e împărțit în sectoare, cum să spun, delimitate prin ziduri sau marcaje. Cred că probabil bucureșteanul mediu habar n-are unde se termină, decât aproximativ unde începe un sector și se termină un altul. La fel cum fiecare bucureștean probabil că doarme într-un sector, lucrează în altul, își face cumpărăturile la un hipermarket din al treilea și așa mai departe. Iarăși vă întreb, se poate închide un sector sau se poate izola un sector? Teoretic se poate. Practic este foarte greu. Și de aceea vă spuneam că autoritățile centrale vor emite prevederi legale ca să știm și noi cum este cu această izolare, carantinarea Bucureștiului dacă se depășește rata de incidență de 3. Fiindcă dacă vorbim de o comună dintr-un județ, atunci da, acolo pui la intrările în respectiva localitate și ai izolat-o, nu mai iese, nu mai intră nimeni. Bucureștiul este foarte dificil. Este foarte dificil să faci acest lucru, este poarta aeriană de intrare, toate trenurile converg aici, dar eu sunt sigur că se vor găsi soluții pentru limitarea, cel puțin, a traficului în București în cazul în care rata de incidență depășește 3. Dar dacă tot ați pomenit de carantinarea pe sector, cum ar funcționa? Există un plan, există o variantă sau la ce ar trebui să ne gândim? Pur și simplu la închiderea unui sector în granițele lui administrative, cartografiate, cele pe care există în documentele oficiale sau e o interpretare mai largă, dacă vreți? E o interpretare mai largă, dar să știți că imposibil nu este. Dacă ne uităm, vă dau un exemplu, sectorul 5 și sectorul 4 au șoseaua Giurgiului ca limită între sectoare. Deci n-ar fi imposibil, dar eu vă spun, nu cred că se va ajunge la acest lucru. Întrebarea pe care mi-au pus-o niște jurnaliști la conferința din fața instituției prefectului astăzi a fost dacă un sector va depăși rata de 3, atunci îl veți izola, se poate face? Și am răspuns, da, se poate face, teoretic se poate. Vedeți, chiar și din discuțiile noastre,
reiese că este foarte dificil, că un om locuiește în sectorul 4, se duce la serviciu sau la afacerea lui în alt sector și atunci e foarte dificil. Dar nu e imposibil. Vă spun, vedem care va fi decizia autorităților centrale. Noi întotdeauna ținem cont de cadrul general. Ce aplicăm în teritoriu este urmarea cadrului general. Domnule prefect, când s-a pus problema acestei discuții care are loc zilele astea în legătură cu ceremoniile religioase de la Iași, Sfânta Parascheva, ați răspuns că la București nu e cazul. Nu e cazul acum, e adevărat, dar s-ar putea să fie, pentru că urmează sărbătoarea Sfântului Dumitru. La fel știm că și aici ori se vine din alte localități, ori e de ajuns să se adune oameni din tot Bucureștiul și deja e un număr foarte mare de persoane. Vorbim de mii și mii de persoane. Ce se va întâmpla în cazul ăsta? Nu-i departe momentul ăsta. Probabil vom impune și noi restricții în cazul acesta, cel puțin de intrare în București, din alte părți, iar în preajma lăcașurilor religioase care oficiază aceste slujbe, se va ține o ordine în așa fel încât distanțarea socială să fie fizică, mă scuzați, detest acest termen, distanțare socială, nu știu de cine a fost lansat. Da, e mai corect, distanțare fizică. De fapt, nu e o distanțare socială, distanțare fizică. Revin și vom avea grijă ca toate aceste reguli sanitare și de distanțare, de purtare a măștii să fie respectate. Se poate face asta și vă întreb nu pentru că n-ați dori dumneavoastră, ci pentru că pare destul de complicată relația asta dintre autoritatea locală sau autoritatea statului și autoritatea clericală. La Iași nu e clar nici în momentul ăsta ce se va întâmpla. Comitetul pentru situații de urgență a spus una. Liderii bisericii, liderii mitropoliei de acolo au spus da, e în regulă, nu mai scoatem, de exemplu, racla cu moaște și nu mai admitem pelerinajele. După care au venit și au spus nu mai scoatem dacă vine puțină lume, că dacă vine multă lume trebuie să o scoatem, că atunci se înghesuie foarte multă lume în biserică și nu putem să respectăm. Adică pare o incertitudine dublată cumva și de caracterul ăsta, cum să spun, spiritual, greu de reglementat, dacă vreți, nu, al unor astfel de ceremonii. E greu să impui reguli și am văzut ce iese când încerci să impui reguli într-un domeniu ca ăsta. Da, nu cunosc situația de la Iași. Acolo este un prefect foarte competent și a luat măsuri. Eu am văzut imagini, pare mi se chiar la dumneavoastră la jurnal, dacă nu greșesc, în care lumea era foarte distanțată și se păstrau niște reguli. În plus de acestea... E adevărat, dar suntem totuși cu câteva zile înainte de sărbătoarea propriu-zisă. Da, în plus de acestea au fost luate măsuri ca acest pelerinaj din afara județului să nu se mai producă. Ați văzut, au primit, chiar și poliția a primit indicații ca să oprească autocarele, să le întoarcă din drum și, cum spunea domnul secretar de stat Raed Arafat, acest lucru să nu se întâmple în momentul în care intră în județul Iași, să se întâmple în celelalte județe, în spețe la București, în momentul în care încerca să ajungă interceptat, da. Și explicat că este... Da, foarte mulți oameni nu cunosc situația în sensul că s-au dispus măsuri legale de a interzice pelerinajul din alte județe. Că din județul Iași poți. Da. Am văzut chiar oameni nemulțumiți, de exemplu, la voluntari acolo unde era tradițională deplasarea asta anuală la Iași, nemulțumiți că li se ia această posibilitate în ciuda avertismentelor. Adică ne întoarcem la aceeași poveste. Îi explici omului că e spre binele lui să nu stea într-un autocar închis niște ore, să nu stea într-un loc de campare niște ore alături de alți pelerini și el spune, nu, eu vreau să plec, sunt frustrat că mi s-a luat această posibilitate. Păi e exact ce spuneam la începutul discuției cu dumneavoastră. Deci acum un sfert de oră, asta vă spuneam, că sunt mulți oameni care nu respectă regulile din motive religioase sau, eu știu, din motive de interzicere, drepturi și așa mai departe. Da, sunt asimilate, ziceți, acestor lucruri. Pe de altă parte, apropo de, și de interceptarea asta, poate că în cazul unei procesiuni religioase e mai ușor să legitimezi și să distanțezi fizic lumea, nu? E adunată în jurul Patriarhiei, e altceva. Dar mă întorc un pic la ideea cu școlile. Va exista în perimetrul fiecărei școli
vreo echipă care să vadă dacă s-a trecut acea limită de 50 de metri, care înțeleg, nu știu, spuneți-mi dumneavoastră, mai e marcată fizic, nu mai e marcată? Da, există această obligație din partea primăriilor să facă această delimitare. Am fost întrebat și am spus, poate să fie o simplă dungă de vopsea pusă pe trotuar, în care să se indice limita, sau poate să fie orice altceva, afișe, cum se gândește primăria respectivă. N-am impus un anume model, am zis că poate să fie și am dat cel mai simplu exemplu. Da. În privința asta cu delimitarea. Iar dacă să zicem, nu știu, dar, ca să completez, vă rog, scuzați, că întrebarea dumneavoastră a fost dacă vor fi echipe. Păi în București sunt peste 500 de școli și este imposibil să pui câte o echipă. Tocmai. Dar se vor face prin sondaj controle. Deci, repet această idee că echipele noastre mixte din poliție, jandarmi, ce vor mai fi pe acolo, vor face control. Se vor duce și în metrou, se vor duce și în mijloacele de transport și se vor duce și în civil. Și atunci când vezi acest lucru, eu cred că trebuie să măcar, nu știu dacă se numește conștientizare, dar măcar obligare așa, ca să nu ai niște repercursiuni și tot vei purta mască. Ați pomenit... Situația este... Da. V-am întrebat a doua... Nu, nicio problemă. Nu știu, situația este foarte critică. Lumea nu conștientizează acest lucru în primul rând. Nu purtarea măști. Ei nu, domne, că eu nu pățesc nimica și în regulă pot să fie așa. Dar situația nu este bună deloc, ca să nu mai zic critic. Da. Din păcate, să știți, situația nu e bună de multă vreme, dar asta nu împiedică pe unii oameni să nege în continuare sau să bagatelizeze sau pur și simplu să nu înțeleagă pur și mecanismul acestei răspândiri. Poate că nu e vorba de rea credință în foarte multe cazuri, ci pur și simplu de neînțelegerea felului în care se desfășoară lucrurile. Dar pomeneați de metrou ceva mai devreme. Sunt convins că ați văzut imaginile de astăzi cu repetiție. O porție dimineața, o porție seara. Din motive medicale, cetățeni cărora li s-a făcut rău acolo, s-a produs busculadă. Numai distanțare fizică n-a fost acolo. Ba mai mult decât atât, lumea are tendința să vină mai aproape când vede un astfel de caz. Nu să păstreze distanța. E înghesuiala aia. Ia, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da. Acum să vă spun ceva, să știți că se fac și cercetări dacă oamenilor respectiv chiar le-a fost rău. Cel de dimineață am auzit că chiar a fost rău. Dar motivul de după amiază încă se cercetează să se vadă că, da, nu știm dacă chiar a fost atât de rău încât să se creeze acea aglomerare. Da, rămâne da. Această provocare aceste situații sunt destul de greu de gestionat, că în momentul în care un metro oprește, până să se... Eu nu sunt responsabil de Ministerul Transporturilor, dar așa o văd eu, până să se anunțe, să se blocheze intrările ca să nu mai intre oameni, oamenii se adună pe metrou. Ba mai mult, în momentul în care garnitura oprește în stație, coboară din vagoane ceilalți, unii așteptând următoarea garnitură și alții ieșind din metrou. Dar tot rămâne acea aglomerare de persoane. Apropo de imagini văzute zilele astea, sunt convins că și pe acestea le-ați văzut. E vorba de ce s-a întâmplat într-un club, acolo unde era o mega petrecere. E adevărat, a fost aplicată o amendă de 10.000 de lei, care, ca să citez mai multă lume familiarizată cu domeniul, e cam cât se face șpaga într-o seară printre chelneri. Adică, pentru club, nu știu dacă înseamnă mare lucru față de cât se consumă acolo și față de ce alte activități conexe pe bani se desfășoară în zonele respective. Iarăși, un fenomen întâmpinat cu proteste și indignare de către alți cetățeni care spun voi faceți asta într-un club, iar eu port mască 8 ore pe zi la serviciu, îmi țin copilul acasă din două în două săptămâni, ne batem pe calculator, n-am cu cine să-l las, stau în soare și în căldură cu masca pe față ca, uite, alții să facă lucruri de genul ăsta. Cum e posibil? Sigur, măsurile prin care sunt pedepsiți cei care nu respectă regulile trebuie înăsprite. Amenda aceasta, de exemplu, pentru nepurtarea măștii este între 500 și 2500 de lei. Nu este o amendă convingătoare pentru cineva care nu vrea să respecte. În ceea ce privește agenții economici,
Aceștia acum sunt sancționați conform noii hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care este pe țară. Sunt sancționați, printre altele, cu suspendarea activității timp de o lună de zile. Deci apare o măsură, fiindcă până acum, exact cum spuneați dumneavoastră, erau amenzi asumate. Deci mi s-a ajuns la urechi, nu la noi în județul Ilfov, că unii vreau să facă un eveniment. Nu pomenim ce eveniment. Și atunci îi spuneau, este posibil să vină să poliția, să ne amendeze. Și amenda este atât. Zice, bun, ne asumăm. Da, dar plecați la ora 24. Păi nu că mai stăm, deși programul era până la 24, dacă știți că s-a limitat acel program. Și își mai asumau și plăteau și o amendă după ora 24. Deci de-aia spuneam, după părerea mea, ar trebui înăsprit al cadrului legislativ pentru aceste lucruri. Deci amenziile trebuie să fie mult mai mari, ca să simtă, nu? Așa, dacă îi dai o amendă minimală acolo, e cam delicat. Recomandarea dumneavoastră, domnule prefect, în încheiere, pentru bucureșteni, în cazul de față, apropo de felul în care trebuie să abordeze perioada următoare, că vedem că suntem în punctul ăsta critic. Recomandarea mea este să respecte măsurile de protecție sanitară, măsurile de distanțare și interacțiune cât mai puțină. Și atunci vă spun că vom ajunge la un moment dat să stopăm această creștere. Eu repet, în două săptămâni cred că vom stopa această creștere. Va fi un palier și pe urmă se va reveni. În astea două săptămâni, apropo, dacă lucrurile merg bine, s-ar putea redeschide și aceste unități închise. Teatre, cinemauri, restaurante, cafenele, e posibil nu, să... Nu, stați un pic așa că cred că m-am exprimat eu bine. Am spus că în următoarele două săptămâni va mai crește rata de incidență. La cât vom vedea. Dar după aceea va urma un palier și vor scădea. Va scădea această rată. Noi sperăm că în aceste două săptămâni, până se stabilizează, să nu depășească 3, fiindcă asta ar impune niște măsuri și mai extreme. Și. Da. Mulțumesc foarte mult, Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei. Ne întoarcem în câteva momente. Avertisment foarte dur din partea industriei foarte afectate în acest moment, de care vorbeam ceva mai devreme, Horeca. 100.000 de angajați din acest domeniu vor fi concediați până la finele anului, spun reprezentanții industriei, iar pierderile vor fi de 3 miliarde de euro. O discuție pe această temă imediat. Rămâneți cu noi! Educația copiilor noștri. De a închide din nou în capitală restaurantele și cafenelele la interior a stârnit nemulțumirea celor din industrie. De data asta pare să fie vorba mult mai mult decât de o nemulțumire, ci de un avertisment foarte serios că 10.000 de oameni își vor pierde locul de muncă până la sfârșitul anului, iar pierderile în bani ajung la 3 miliarde de euro. Călin Ile, președinte Federației Industriei Hoteliere din România, bună seara! Bună seara! Cum ați ajuns la estimarea asta? Cât de mare e pericolul? Estimarea are la bază un studiu pe care noi l-am făcut împreună cu o companie externă, Cushman & Wakefield. Am adresat întrebări membrilor noștri, hoteluri și restaurante din România și în urma rezultatului am ajuns la concluzia că circa 40% din salariații noștri nu vor termina anul alături de noi. Plecând de la faptul că la 1 ianuarie în industrie lucrau circa 230.000 de oameni în hoteluri și restaurante, deci în partea directă a turismului, 40% din acești 230.000 înseamnă circa 100.000 de oameni care nu vor mai fi la finalul anului alături de noi. Referitor la cifra de afaceri, noi am analizat cifrele obținute în hoteluri, restaurante, agenții de turism și evenimente în cursul anului 2019. Cifra a fost de circa 5,3 miliarde euro și estimările noastre sunt că vom avea o pierdere de circa 65% față de această cifră, adică circa 3 miliarde de euro s-au evaporat din cauza pandemiei în cursul anului 2020. Vă dați seama că asta înseamnă probleme, falimente, concedieri și tot ce decurge de aici. Nu este suficient, domnule Ile, ajutorul venit de la stat, care înțelegem că se va repeta pentru cei afectați de aceste măsuri?
Ajutorul venit de la stat se va repeta ca formă de șomaj tehnic. Da. De binevenită e foarte, foarte puțin. Formele de ajutor pe care alte țări l-au dat sau pe care noi îl așteptau ar fi mult mai consistente. Înseamnă infuzie de capital care întârzie și aceste granturi sunt foarte puține ca valoare pentru o industrie afectată atât de rău. Dar oricum întârzierea deja e extrem de mare. Și metode de stimulare a circulației, cum au fost în alte țări, sub formă de vouchere, de consum în restaurante sau alte chestiuni, noi n-am avut parte. Situația e dramatică și cred că trebuie să stăm serios, să analizăm ce ar trebui să facem astfel încât să putem ține vie această industrie. Înțeleg că formulele de take-away sau livrare la domiciliu, care ar putea funcționa ca alternative, nu pot să compenseze prea mult din pierdere. Da, sunt nesemnificative. Sunt undeva sub 10%, deci nu poate să aducă o compensare. Ați văzut că revolta în rândul industriei e destul de mare, plecând de la o frustrare pe care angajații noștri o simt, că ați văzut că unii au și ieșit în stradă în seara aceasta. Și cred că cea mai mare problemă care stă la baza acestei frustrări e o lipsă de comunicare, o greșeală în comunicarea guvernului către noi. Nu a existat nicio dovadă a unei relații de cauzalitate între industria noastră și creșterea numărului de infestări. Sau dacă a existat, nu ne-a fost prezentată. Dați-mi voie să fac o precizare aici. Nu știu dacă l-ați urmărit pe prefectul Capitalei ceva mai devreme aici pe B1 TV, dar o să reiau eu ideea. Nu este vorba de faptul că aceste restaurante sau cafenele ar fi ele focare sau la originea răspândirii virusului. Ele sunt considerate mediul cel mai propice pentru răspândirea virusului. Dacă cineva infectat intră și stă niște zeci de minute alături de alte persoane. Pentru că vorbim de spațiu închis, pentru că vorbim de un spațiu relativ restrâns în care virusul poate circula, mai ales că oamenii sunt acolo fără măști pentru că trebuie să mănânce și să bea. Asta a fost explicația autorităților. Nu vă învinuiește nimeni că produceți virusul în focare, ci că ar fi un mediu foarte probabil de răspândire. Bun, dar cred că în anchetele epidemiologice se putea dovedi sau puteau să existe niște statistici care să arate cât la sută din cei infestați au avut contacte sau au avut tangență cu restaurantele în ultimele 14 zile. Astfel de analize trebuiau făcute și trebuiau comunicate. Pentru că dacă specialiștii medicali vor spune că noi suntem cauza, sigur că vom înțelege, dar să ne explice cu aceste argumente. Asta ar fi prima măsură. A doua măsură, dacă vii cu o măsură de închidere a industriei, absolut obligatoriu, în momentul când anunți măsura de închidere, trebuie să vii cu un plan de susținere. Noi ne-am trezit cu măsura de închidere a restaurantelor, dar nu ni s-a comunicat efectiv care ar fi problemele noastre și nici nu ni s-a comunicat cum vom fi susținut. Și de aceea s-a născut o frustrare în rândul industriei, care se manifestă prin această ieșire în stradă și printr-o reacție extrem de negativă pe rețelele de socializare. Bun, rețelele de socializare nu o să împiedice nici închiderea și nici pierderile, probabil. Ce v-ați dori ca formă de sprijin, domnule Ile? Care ar fi varianta? Păi, forma de sprijin ar trebui să fie nu doar pentru această lună sau două luni de închidere. Noi trebuie să ne gândim la o formă de sprijin pe următoarele 6 luni, cât va ține probabil sau cât va ține pandemia. Și aceste forme de sprijin trebuie să fie în 3 direcții. De sprijinirea forței de muncă din turism, prin șomaj tehnic sau prin alte forme de susținere consistente, prin infuzie de capital și nu doar prin aceste granturi, ci prin sume mai serioase, și prin măsuri de stimulare a circulației turistice imediat după ce se termină pandemia. Cu toate astea, unitățile aferente hotelurilor, deci spațiilor de cazare, înțeleg că rămân deschise pentru a deservi turiștii respectivi. E vorba doar de restaurantele la liber, să zicem așa, în spațiu închis. Absolut, da, hotelurile rămân deschise. Tot e o concesie față de ceea ce s-a întâmplat în primăvară. Da, s-a plecat de la faptul că la hoteluri s-a dovedit că riscul e mai redus doar pentru clienții cazați în hotel. Uh-huh. Multe hoteluri s-au conformat și au făcut protocoalele sanitare și după modelul altor țări s-a dovedit că în hotel nu există un factor prea atât de mare de risc.
Sigur că am fi preferat să vedem și aceste evaluări medicale ale specialiștilor care să ne spună de ce e risc într-o parte și nu în alta. Nu le-am văzut, nu le-am primit, ne bazăm pe vorbe, dar credem că e o măsură normală pentru că acei turiști care vin într-o destinație unde restaurantele sunt închise, practic nu aveau nicio opțiune de a lua masa. Și atunci rămâne firească păstrarea restaurantelor deschise în hoteluri. Mulțumesc foarte mult, domnule Ile. Discutăm în ora următoare și despre ce probleme sunt în spitale din cauza acestei pandemii și a cifrelor îngrijorătoare din ultima perioadă. Rămâneți cu noi!